Bine v-am găsit, dragii mei. Foarte mulți dintre noi, cei bolnavi de diabet, întotdeauna avem rețineri și atunci când vine vorba de sarmale, nu putem mânca din cauza la orez, la ceapă și așa mai departe. E bine, există o rețetă din bătrâni, nu știu câți dintre voi vă mai amintiți, care ne era accesibilă și ne este accesibilă tuturor, în special persoanelor mai de vârsta a treia, după 50-60 de ani. Dragii mei, astăzi vedeta nu este varza murată, nici carne. Este năutul. După cum știți, năutul nu trebuie scos din bucătărie. În special cei bolnavi de diabet, cei cu reumatism, probleme de oase, de articulații, cei care aveți probleme cardiace și care ați suferit o pareză, un AVC. Năutul, boabele de năut sunt foarte bogate în fosfor, fier, zinc, de care avem nevoie pentru a ne menține oasele sănătoase. Deci, nu trebuie neapărat să luăm pastile, putem mânca sănătos. Și atunci vă mai spun că mai este foarte bun pentru prevenirea crizelor cardiace și a accidentului cerebral, deci a parezelor. Năutul asigură o abstracție scăzută a glucidelor și astfel menține glicemia la un nivel scăzut. Deci, atunci când orezul, pâinea, făinoasele ne absorb glucidele, automat glicemia crește. Deci, năutul este foarte indicat. Ajută foarte mult la slăbit și pentru a evita variantele glicemice, reduce pofta de mâncare între mesele principale. Deci, este foarte sățios. Mâncăm și sunt foarte multe rețete pe care într-o zi o să pornesc o săptămână de luni până sâmbătă să vă arăt foarte multe rețete cu năut. Se poate face supă, se poate face sosuri băgat în loc de cartofi în foarte multe mâncăruri, însă asta este o altă discuție pe care într-o zi mă voi hotărâ să vă arăt zilnic sau măcar la 2 zile o rețetă cu năut. Dragii mei, pentru rețeta de astăzi voi face sarmale sănătoase, gustoase și foarte, foarte sățioase. Am uitat să vă spun că cei care sunteți la dializă sau aveți probleme renale, nu consumați răut. Năut este contraindicat. Pentru rețeta de astăzi avem nevoie de, eu o fac cu carne de vită pentru că este mult mai sănătoasă. La regim vreau să mai slăbesc și atunci nu voi consuma porc, varză murată, roșii, ceapă, ardei gras, 2-3 linguri de bulion, eu am suc de roșii, năut, piper, boia de ardei, sare, mărar pătrunjel. Întâi și întâi voi da prin mașină de tocat carne năutul pentru a-l face mai mic. După care vă arăt cum continui. Dragii mei, am dat prin mașina de toca carne năutul pe care îl voi adăuga peste carne. Deci năutul ține loc de orez. Vor fi foarte sățioase și bineînțeles că sănătoase. Orezul nu ne face bine la diabet nici măcar o lingură pe zi, pentru că crește glicemia.
Acum voi veni cu roșiile, ceapă, ardei gras, toate le-am adăugat într-o cratiță. Adaug puțin piper. Puneți după gust, dacă mâncați mai iute sau... Voi adăuga și o linguriță de boia pentru că avem varză murată și nu putem pune mult bulion sau sucuri. La fel și puțină sare, nu foarte multe, pentru că varza murată, după cum știți, se murează cu sare. Adaug mărar pătrunjel. Pe cei care mă tot întrebați de ce nu călesc carnea și de ce nu prăjesc carnea atunci când umplu vinete sau dovlecei sau atunci când ești la regim, e bine să consumi totul fără prăjeală. Deci fără prăjeală. Aici eu nu voi avea ulei, decât atât cât voi unge oala de lut când o voi pune la cuptor. Așadar, voi începe să amestec, după care vă arăt cum continui. Așadar, amestecăm foarte bine. Cât timp amestec, mai vreau să vă spun că năutul l-am lăsat la înmuiat circa 2 ore. După care l-am pus la fiert cu o lingură de bicarbonat de bucătărie, bicarbonat de sodiu. Altfel, va trebui să fierbeți la el mai mult ca la fasole. Dragii mei, le-am învelit. Acum voi adăuga foarte puțin ulei în oala de lut. După care voi așeza 2-3 frunze de varză. Dedesubt, aici am spanac. Îl voi pune ca și pat peste varză. Ajută foarte mult spanacul și la diabet și la cura de slăbire. După care adaug sucul de roșii, mai adaug puțină boia pentru culoare, după care mai vin cu o frunză de varză peste. Nu vă dați seama cât de gustos este. Eu ceea ce fac acum, făcea bunica mea. Când nu găsea orez, făcea cu năut, făcea cu linte, făcea cu tot ce se găsea în acele timpuri. Acum le voi așeza, după care le bag la cuptor. Dragii mei, le-am așezat, le așezați după cum vreți. Adaug frunză deasupra. Frunza întreagă are rolul unei foarfrii care o punem deasupra să le așeze să nu se desfacă. Eu nu voi pune farfurie. Am pus frunză întreagă. Adaug apă. Nu trebuie pus multă până în buza oalei. După care o voi băga la cuptor pentru circa 40-45 de minute.
Dragii mei, după 45 de minute, așa arată. Sunt un deliciu, miroase incredibil de frumos și foarte, foarte gustoase. Vreau să vă arăt cum arată și înăuntru. O sarma sănătoasă, fără orez, fără nimic greu care să ne facă rău. Evitați pe cât se poate pastele făinoase și orezul și rădăcinoasele. Vreau să vă arăt cum arată și înăuntru. Foarte, foarte delicioase. În special pentru cei diabetici și cei care țin la viața lor, la cură de slăbire. Uitați cât de bine arată înăuntru. Abia aștept să mănânc o mâncare foarte, foarte delicioasă. Voi servi cu iaurt, iaurt grecesc. Uitați cât de bine arată. Smântâna nu este sănătoasă atunci când vrei să slăbești și când ai diabet. Asta am vrut să vă prezint astăzi, altfel de sarmale, altă rețetă de foarte mult timp veche, rețeta este de peste 100 de ani, foarte veche și foarte sănătoasă. Dacă vă place ce fac, apăsați butonul de like, iar dacă încă nu v-ați abonat la canalul meu YouTube, vă rog să o faceți, nu costă bani. Aveți beneficiul de a vedea cât mai multe rețete sănătoase, tradiționale, de odinioară și de astăzi. Să aveți o săptămână binecuvântată, ne auzim la un nou videoclip.